Noi în viața noastră tot timpul suntem puși în situația în care să alegem. Uitați-vă, Maia Sandu a ales să fie de partea lui Hebel. Eu personal am ales să fiu de partea părinților judecătorului Chirtoacă. Ei sunt moldovenii noștri. Eu am considerat și am și scris că după ce a apărut acea investigație, el trebuie să-și dea demisia de onoare. Mai puțin contează detalii, ce a făcut, cum a făcut. Această situație îl duce într-o incompatibilitate, dacă doriți, o persoană care verifică integritatea, inclusiv morală, da? A judecătorilor care urmează judece în Republica Moldova, fiind el însuși pus sub această bănuială, nu are cum să dea valoare procesului în sine. Deci se compromite un proces întreg. Însă, după modul în care a înțeles dânsul, într-o emisiune televizată, să răspundă la întrebarea dacă va demisiona, și acel, nu știu dacă a fost râs exact, dar a fost... Da, au fost niște hohote. Pe mine ele m-au durut, pentru că asta eu am perceput-o ca o atitudine față de noi toți. Nu doar față de cei pe care el îi evaluează. Ori cu atare dispreț manifestat public, nu ai cum să iei decizii obiective și corecte. Din acest motiv, eu cred că dânsul este obligat să-și dea demisia. Eu cred că acest lucru trebuie să-i fie cerut cât mai incisiv de toți oamenii care gândesc normal, nu pentru ca să obținem anumite dividende politice sau așa mai departe, pentru ca să arătăm că avem cel puțin un pic de demnitate și să nu permitem chiar oricui, da, să vină și să ne bajucurească părinții, să ne desprețuiască în maniera asta atât de publică. Eu am avut ocazia să comunic cu foarte multă lume din exterior. Trebuie să recunosc că am avut și situații în care ar trebui să reacționez mai dur față de anumite atitudini luate. Dar, în general, eu vreau să spun că oamenii bine intenționați tratează, nu contează din ce țară este, contrapartea, cu respect, cu înțelegere și cu bună voință, nu cu reavoință. La acest subiect cam atât am să spun, să nu merg mai departe.